Emoții, magie, mii de lumini colorate, personaje de bază și o atmosferă de poveste. Toate s-au regăsit sâmbătă seara în drobeta Turnul Severin, la deschiderea orășelului copiilor din Târgul de Crăciun. Cei mai încântați au fost evident cei mici, care au cântat și au dansat alături de părinții lor. Au, Cinica, mamanica, ce de prieteni! Cine a mai fost vreodată la un spectacol cu cașcazurii? Eu! Bine ați revenit! Și cine a venit pentru prima oară în seara asta? Wow! Salut! Într-un tărâm de poveste înconjurați de o atmosferă magică, așa au fost întâmpinați prichindeii la deschiderea orașului ce a fost organizat special pentru ei. Alături de părinții lor au dansat și au cântat cât i-au ținut plămânii pe melodiile de la Gașca Zurli, dar și un spectacol de colinde, amintindu-ne tuturor de copilăria de altădată. Sărbătorile de iarnă trebuie să rămână o bucurie pentru noi și pentru copii. Aceștia nu au ratat ocazia și s-au grăbit să facă fotografii cu ornamentele de Crăciun. Primarul municipiului, Marius Creciu, spune că atmosfera de sărbătoare creată prin pornirea iluminatului de sărbători aduce un plus de speranță. 3! 3! 2! 2! 1! 1! Start! De departe, copiii au fost cei în culmea fericirii, în momentul în care au văzut faptul că orașul a prins conturi ca desprins din poveste, cu figurine și mii de luminițe. Să-mi spune și mie cum vi se par luminițele de aici din parc. Se par foarte frumoase. Ai venit în fiecare an? Nu. Dar anul ăsta, cum ți se par ție? Arată frumos? Arată foarte frumos. Ce-ți place cel mai mult de aici din parc? Ce figurine, să zic așa? Cerbul. Cerbul? Da, cerbul. Totodată vedem că a venit și Gașca Zurli. Cum ți se pare lucrul acesta? Foarte, foarte frumos. Da. Vin și sărbătorile, vine Moș Nicolae, Moș Crăciun. Ce ți-ai dorit tu anul acesta să primești? O jucărie. Vedeta Crăciunului a fost ca în fiecare an căsuța lui Moș Crăciun, care a fost asaltată de copii nerăbdători să spună dorințele. Cum te numești tu și ce vârstă ai? Marius, și am 8 ani. Cum se pare ție, Marius, anul acesta că arată Severinul în perioada sărbătorilor? Foarte frumos. Ce-ți place cel mai mult de aici din parc? Acadeaua. Și totodată, ce părere ai de faptul că a venit și Gașca Zurli aici pentru voi? O părere foarte minunată. Odată ajuns și în această lume minunată a copiilor, și părinții au intrat în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. Pe tot parcursul lunii decembrie, în orășelul copiilor va fi deschis și Târgul de Crăciun, cu figurine de baz, colinde și căsuța lui Moș Crăciun. Spectacole, da, pentru copii sunt, da, sunt binevenite, într-adevăr, e bucuria lor, e ceva deosebit pentru ei. Noi, la vremea noastră, așa cum suntem noi bunici, n-am prins timpurile astea, nu se făceau spectacole atunci. Era un simplu pom de Crăciun, mă rog cum era, și asta era totul. Acum, mă rog, lumea a evoluat. Aici copiii se vor juca, vor colinda și vor avea ocazia să-l întâlnească pe Moș Crăciun într-un decor desprins din povești. Târgurile organizate în preajma sărbătorilor au căpătat popularitate și au devenit de la an la an tot mai apreciate de severineni, ele fiind principala atracție pentru mii de vizitatori, în special pentru copii.